A plecat să ia o sticlă de apă, însă a fost lovit în plin de un autoturism. I s-a întâmplat unui bărbat de 63 de ani din Giurgiu, tata a 7 copii, care își întreținea familia din colectarea de fier vechi de la fosta groapă de gunoi a orașului. Asta făcea și azi, însă a rămas fără apă, așa că și-a luat bicicleta și a plecat, numai că după ce a ieșit de pe fostul drum al platformei Verachim, pe șoseaua ce duce spre port, a fost lovit de un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, inginer al societății Dunapref. Impactul a fost extrem de violent, iar bărbatul de 63 de ani și-a pierdut viața în drum spre spital. Surse din cadrul poliției ne-au declarat că vina aparține biciclistului care nu a acordat prioritate autoturismului, însă rudele victimei au altă versiune. A plecat să ia o sticlă de apă. Când a plecat să ia, a venit cineva și m-a anunțat, du-te repede că a dat mașina peste el. Mai spunea cineva că a vrut să dea peste alt om, mai înaintea lui, și ce că a venit direct, l-a luat direct în mine. L-a văzut băiatul ăsta mic, nu m-am văzut. Când am ajuns, luase salvare. Copii, are familie, nevastă, un om foarte sărac și amărât, și am înțeles că un om cu funcție ar fi dat peste el. Nu știm, sigur, dar că poliția nu vrea să ne zică nimic. Venea de la servici și ce știți? Chiar nu știu de unde venea. De la fiare. Zgârma fiare să caut.